referitor la simpoziul de astăzi de la expoziția organizată de către Uniunea Chinologică Royal la Râul Alb, în comuna Royal din județul Dâmbovița. În primul rând începem cu o mică scuză că ne-a fugit mireasa, adică ne-a rămas mirele care este ciobănescul caucazian, dar mireasa care trebuia să fie, să zicem așa, metaforic ciobănescul carpatin, a plecat acasă. Prin urmare, nicio problemă că apelăm la o altă rasă la fel de dragă nouă românilor, rasă românească, ciobănescul românesc orb. Așadar, simpozionul continuă, avem, așa cum am promis, o rasă rusească și o rasă românească, unele dintre cele mai reprezentative rase de câini ciobănești care se găsesc în România, un mascul adult de ciobănesc caucazian și o femelă junioară de ciobănesc românesc orb. În stânga mea vi-l prezint pe domnul Răzvan Martin, iar patrupedul, minunatul câine, ciobănescul caucazian care a câștigat astăzi, el este BOB, este masculul câștigător, are 9 ani, numele lui este Elliot de Brătești, mai răspunde și la Van Damme, la Van Damme, mai răspunde și la Van Damme. Este un câine impresionant, mare, foarte, foarte frumos. Lângă masculul de caucazian pe care vi l-a prezentat colegul meu Florin, avem o femelă junioară, așa cum am spus, de ciobănez românesc orb, care vine de la Buzău. Crescătorul este Bunea Nicolae, un crescător de ciobănez românesc orb care ne face plăcere să, pe care ne face plăcere să-l avem prezent în expoziția noastră aproape, ediție de ediție, cu câini de foarte bună calitate, așa că nu e întâmplător că a rămas această femelă aici alături de noi pentru a fi prezentată. Este o cățea care provine din crescătoria dânsului, o cățea tipică, o cățea corectă, o cățea de excelent și chiar mai mult. Astăzi a luat un excelent 3 la clasa ei, excelent 2, îmi cer scuze, la clasa ei, oboseala spune cuvântul. Deci o clasă grea, am avut o clasă grea cu foarte multe femele la clasa juniori și a fost excelent 2. Începem cu un istoric al raselor. Un scurt istoric al rasei. Aici avem, din punctul meu de vedere, o minunăție a chinologiei, numită ciobănesc caucazian. Rasa a fost selectată, bineînțeles că originele sunt foarte vechi, vorbim de mii de ani, dar dacă vreți, istoria modernă a rasei începe undeva prin 1920. Au început să fie selectați, să se redacteze standardele. Selecția mai serioasă, riguroasă a rasei a început în 1950, după 1952, în renumita caniță sau canițe, că erau foarte multe, canița Steaua Roșie. Din Rusia, unde ciobănescul caucazian, împreună cu ciobănescul de Asia Centrală, ciobănesc rusesc de sud, Ciorni Terrier, terierul negru rusesc, au fost vedetele acestei canise, care a fost finanțată de stat, deci vorbim de un program de stat. Da? Câinii erau îngrijiți de către profesioniști, de către ofițeri și chinotehniști. Avem în prezent un exemplar, ne poți spune ceva de unde provine? De la canisa de Brătești, crescător fiind Ciprian Voicu. Cu origini, din câte știu eu, dar nu, poate greșești, trebuie să mă corectezi, cu origini care merg chiar la canisa de Vălin, al domnului Beznea. Absolut, până acolo mergem. Da. Un câine care... Pe deosebire de ciobănescul caucazian, despre care ne-a vorbit Florin și ne-a făcut o scurtă prezentare a istoriei acestei rase, ciobănescul românesc orb este o rasă care s-a format pe teritoriul României în mod natural. Deci nu avem o canisă de stat, nu avem niște chinotehniști care s-au ocupat de creșterea selecției acestor câini pentru a se forma această rasă, ci s-a format în mod natural ca toate rasele de ciobănești românești, cu excepția, îmi permis să spun, ciobănescul românesc de Bucovina, care este o rasă mai nouă și care a fost obținută un pic altfel decât ceilalți. Ciobănescul românesc orb este între toți ciobăneștii românești cel care are cel mai restrâns areal de formare a rasei. El s-a format pe teritoriul a 4 județe cu precădere Dâmbovița, Argeș, Prahova, Brașov. Dacă vă uitați pe hartă, formează un pătrat și de asemenea efective importante și crescători importante ai rasei s-au găsit totdeauna și în Buzău. Deci nu e o întâmplare că Bunea Nicolae din Buzău este cu această femelă, întotdeauna au fost exemplare deosebite și în Buzău. De asemenea, au mai existat exemplare de ciobănesc românesc orb și în Harghita și Covasna. Dar areaul de formare principal, acesta este Dâmbovița, Argeș, Prahova, Brașov, cu o extinție, dacă vreți, cu o anexă în Buzău. Bun. Acum pot. Ciobănescul caucazian, actualmente, deci cel pe care noi îl cunoaștem, până nu de mult,
au fost mai multe varietăți, mai multe subtipuri. Deci vorbeam de ciobănescul de Transcaucazia, deci caucazianul cu păr lung, reprezentat de ciobănescul georgian și ciobănescul azer, da? Și de ciobănescul armean, mă scuzați, și de ciobănescul azer, da? Care era cu părul scurt. Deci varietatea cu păr lung, adică georgian și armean, și varietatea cu păr scurt, adică azer. În prezent, aceste subvarietăți s-au contopit, există doar un singur standard de rasă, reprezentat de către acest câine. Eu aș vrea să facem o scurtă comparație între acești câini, astfel încât urmăritorii noștri să înțeleagă, să vadă exact unde acești câini se diferențiază. Foarte mult. Se diferențiază net și este foarte importantă această comparație, pentru că din păcate la caucazian nu avem probleme. Nu, din fericire la caucazian nu avem probleme, fiindcă aici crescătorii sunt foarte atenți, nu fac tot felul de metisări absolut nejustificate din toate punctele de vedere, își văd de rasa lor, văd de liniile lor și fac un lucru foarte bun. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă la ciobănescul românesc corp, din păcate, acolo unde din dorința de a câștiga mai mulți bani, din dorința de a fi mai bun pe strada ta sau din știu ce alte dorințe, oamenii metisează foarte mult ciobănescul românesc corb cu niște câini negri, niște câini de talie mare, cu o robă specifică caucazianului, dar care, deși sunt negri, atenție, nu sunt ciobănești românești corbi. Și din păcate, pentru acești oameni, în expozițiile UCHR, astfel de câini niciodată nu vor câștiga nimic, mai mult vor fi descalificați, pentru că sunt nimic altceva decât niște metiși. Tocmai de aceea este foarte important, așa cum spunea și Florin, să facem o comparație aici între doi câini tipici ai celor două rase, astfel încât să vedem care sunt lucrurile care îi diferențiază și care sunt lucrurile cele câteva care, unde ei se și aseamănă. Pentru că sunt câteva chestiuni, până la urmă, fiind câini ciobănești la origini și unii și alții, formați în zone montane, e clar că au și aspecte unde se aseamănă, dar sunt destul de puține. Cele mai multe sunt diferențe între ei. O să începem comparația noastră cu ceva ce toată lumea își dorește. Toată lumea vorbește, își dorește și din fericire și din păcate toată lumea își dorește. O să începem cu mărimea. Da. Da? Și apoi o să o luăm puțin pe segmente tematic, ca să vedem, să diferențiem câinii sau să vedem unde sunt foarte, foarte zona asemenea. Capului, zona membrelor, o formă osaturii. În ceea ce privește mărime, aici avem așa, avem un mascul de la 68, limita minimă, da? 68 de centimetri la greabă. Aici avem un mascul de 80-82 de centimetri măsurat de către noi astăzi. Limita minimă la ciobănescul caucazian, 68 de centimetri și 50 de kilograme. Da? Limita maximă, atenție, nu există. Mărime recomandată 72-75. De greutate nu ni se mai amintește. Da? Deci un câine trebuie să aibă la 68-70 de centimetri, reprezentând limita minimă, minimală, pe care trebuie să aibă un ciobănesc caucazian mascul. El trebuie să aibă greutatea minimă de 50 de kilograme. E normal dacă un câine are 80 de centimetri la greabă să aibă 80 de kilograme sau mai mult, 90 de kilograme, 100 de kilograme, am întâlnit chiar și exemplare la greutățile acestea impresionante. Deci, minim 68 de centimetri și minim 50 de kilograme. Recomandat, după standard, 72-75, asta recomandă standardul, da? Până la cât? Nu avem limită. Astfel încât dacă vedem un ciobănesc caucazian de 100 de kilograme și 85 de centimetri la greabă, să știți că este în standard. Vorbesc, evident, strict de mărime. Da? Pe când la corp? Ceea ce vreau să spun la corp referitor la talie, n-o să, spre deosebire de Florin, acolo el merge într-o zonă mult mai tehnică, pentru că și crescătorii de caucazian sunt niște crescători mult mai atenți la anumite detalii. La corp vreau să vă spun așa. Punctul 1. Nu mergeți spre câini de talie mare, cât mai mare, foarte mare. Asta este o problemă pe care noi românii o avem. Ne uităm în curtea altora, vedem niște rase mari de câini, așa cum sunt caucazianul, așa cum sunt asiaticul, așa cum este malacliul, așa cum sunt alte rase de câini ciobănești din alte țări și vrem să-i facem și noi pe ai noștri mari, cât mai mari, cei mai mari, dacă se poate, măcar din județ sau dacă nu din țară, dacă o fi posibil. Ciobănescul românesc corb, înainte de orice, ca și carpatinul și bălanul și mioriticul, este un câine funcțional. Iar greutatea este în raport cu talia. Este un câine mare, dar nu uriaș.
Deci nu, la ciobănescul românesc nu cădem în extreme, nu cădem în extreme. Nici nu promovăm niște câini la care să ne uităm și să ne gândim dacă oare o fi maidanez sau o fi ciobănesc românesc și nici niște mastodonți la care să ne uităm să zicem, bă, oare ce o fi asta? Vedeți că aici avem o femelă care nu este nici mică, dar nici uriașă. Este o femelă cu o talie potrivită, da? Cu o greutate potrivită în raport cu înălțimea ei. Și dimorfismul sexual la ambele rase, o să vă spună și Florin, este foarte bine marcat atât la caucazian cât și la ciobănești românești. De altfel, la toți ciobănești autentici, nu ăștia care sunt făcuți mai noi, mai nou, așa cum ar fi pe la noi Bucovina sau cum ar fi pe la alții Malacliu și Bozu, toți ciobăneștii care s-au format în decurs de foarte mulți ani, da, rase istorice, rase formate natural, rase foarte vechi, așa cum au turcii Cangalu și Agbașu, cum avem noi Carpatinu, Corbu, Bălanu și Mioriticu, așa cum au alții Sarplainac, Torngea, Caracacean, așa cum au cei din Asia Centrală și acolo nu intrăm în detalii că sunt foarte multe ecotipuri, așa cum au ei alabaiul lor, toți câinii ăștia sunt niște câini care trebuie să fie niște câini foarte funcționali, cu o mecanică impecabilă și cu o greutate în raport cu talia. Nu ne ducem spre la ciobănești românești, nu mergem spre extreme. Deci înainte să punem zoometru pe ei, sigur, este foarte bine să facem treaba asta atunci când avem un dubiu în ceea ce privește înălțimea minimă sau înălțimea maximă, pentru că spre deosebire de caucazian noi avem înălțime minimă și înălțime maximă, dar mai presus de toate astea contează proporțiile, raportul între talie și înălțime și greutate. Haideți să vorbim puțin despre capul câinelui. Capul... evident, este reprezentativ pentru fiecare rasă și reprezintă, este și denotă, este o valoare apartă și în arbitraj. Capul ciobănescului caucazian este în mod evident, un cap corect de ciobănesc caucazian este un cap greu, un cap molosoid, un cap puternic, care privit de sus, da, dacă îl privim de sus în jos, el trebuie să fie un cap conic, da? Adică aici lat să se îngusteze progresiv, nu brusc, de să nu devină niciodată ascuțit, dar nici să rămână pătrat, nici să rămână pătrățios ca la un mastif veritabil, pentru că ciobănescul caucazian nu este un mastif. Da? Deci vrem un raport cranio-nazal, se uită, e ok, nu? Da. Bun. Vrem un raport cranio-nazal de 1-2, da? Vrem un bot tronconic, poți puțin să-l ajuți să țină gura închisă puțin. Ia uitați-vă, un bot tronconic, gros, e un trunchi de con, gros, dar e un trunchi de con. Nu e pătrat, nu e rectangular, nu e tip cărămidă, e un trunchi de con, gros. Așa trebuie să aibă ciobănescul caucazian botul, iar pe măsură de la nas către occiput, adică către baza capului, dacă vreți către finele capului, la ciobănescul caucazian trebuie să se îngroașe treptat, da? să formeze un trunchi. Da? Pe când la corp lucrurile stau un pic diferit. În timp ce caucazianul este un molos autentic, asta presupune un cap greu. Presupune, și o să folosesc un limbaj mai pe înțelesul tuturor, presupune ca cele două emisfere, cele două regiuni craniene să se vadă foarte bine cu un șanț pe mijloc. Deci uitându-ne la acest câine ca nespecialist, ca nechinotehnist, vedem un șans pe mijlocul creștetului. Asta înseamnă un craniu foarte mare. La ciobănescul românesc corb nu este așa. Avem un craniu mai îngust, chiar și la masculi, nu mai vorbesc la femele, așa cum spuneam, dimorfismul sexual trebuie să fie foarte bine, foarte bine marcat. Un bot ușor tronconic, în momentul în care punem mâna pe capul unui ciobănesc românesc corb, nu o să vedem acel șans pe care îl vedem la caucazian, ci vom vedea o creastă care se termină aici într-un fel de nucă, foarte importantă, pentru că sunt mulți care vin cu câini, le spun ciobănești corp și în momentul în care pui mâna aici, constați un cap, un craniu de caucazian. Cu cele două emisfere foarte bine marcate, lipsă nucă, lipsă această creastă pe care o simțim aici dacă pipăim de os, un os, da? De care simte exact ca o creastă. Botul nu mai este ușor tronconic, ci este un bot pătrățos și o trufă foarte mare. Și zice, de unde e trufa aia foarte mare? De la ăsta este. Și care nu l-a cu cele două emisfere, și trufa aia foarte lată, și lipsa acelei creste, și lipsa acestei nuci, toate provin de la caucazian. Țineți minte aceste lucruri. Deci în momentul în care punem mâna pe capul, de aia și noi de multe ori când poate nu suntem foarte edificați și atunci rugăm proprietarul să țină câinele ușor și punem mâna pe capul lui pentru a simți cu mâna toate aceste aspecte, toate aceste trăsături care diferențiază caucazianul de corb. Deci ca și diferență, întotdeauna raportul craniu-nazal diferă. Da? La corv nu trebuie să fie 2-1, ca la niciun ciobănesc românesc. Nu mergem la 2-1.
da? Ci este un 1-1 aproximativ. Aici putem avea liniștiți un 2-1, da? Altă diferență, zic eu, foarte importantă, da? Liniile, dacă vreți, craniului, adică linia asta, linia botului, da? Și linia craniului, da? Deci avem capul care e format din bot și craniu, da? Bot și craniu. Liniile sunt paralele. Se cheamă liniile craniului. Linia aceasta trebuie să fie paralelă. Acum, bineînțeles, vorbim de un animal. Nu chiar matematică curată, da? Liniile trebuie să fie paralele și sunt acolo la Ciobănescul Românesc și nu doar la corb, și colegul meu o să vă explice. Liniile sunt convergente, nu sunt paralele. Nu vorbim de un paralel la Ciobănescul, mai sunt ciobănești românești care au, dar nu sunt perfect paralele. Dar nu sunt perfect, sunt ușor convergente, iar Cosmin o să vă explice. Asta și pentru că inclusiv în ceea ce privește stopul, foarte important, există mari diferențe. În timp ce la caucazian avem un stop mai abrupt, la corp trebuie să avem un stop care să fie ușor marcat. Deci nici un stop pe care să nu-l putem observa, adică o trecere, să fie o linie continuă bot-craniu, să nu constatăm că aici există o diferență, da, pe care noi o numim stop, este un stop ușor marcat, ușor marcat, spre deosebire de caucazian, unde vedem clar un stop bine marcat. Și la câine ăsta se vede foarte bine. Da? Deci un stop bine marcat, se vede o linie foarte bine marcată. La corp nu este așa. Bun, așa, un mascul foarte echilibrat, după cum se poate vedea. Bun, hai să-l întoarcem puțin din profil. Așa, bun, vă rog, uitați-vă la structura acestui câine, da? Uitați-vă la membre. Deci când ne uităm la Ciobănescul Caucazian, bineînțeles, ne uităm la cap, da? Vedem linia superioară, linia inferioară, ne uităm la membre, n-avem cum. Niște membre foarte groase, da? Noi, uitați-vă, bun. Și în același timp, domnul Bunea, la fel, pune femela, ok, bun, iată, avem un câine robust, rustic, un câine solid la corb, da? Dar uitați-vă că nu avem masivitatea asta, nu avem masivitatea asta. Jareții aceștia, deci oastele tarsiene, da? Uitați-vă la Ciobănescul Caucazian, așa trebuie să fie. În cazul Ciobănescului Românesc, osatura membrelor, da? Așa, stai cu minte. Bun, la românesc vorbim de o cu totul și cu totul altă osatură. Niciodată aceeași jareți. Este bine. Niciodată aceleași membre. Înțeleg dorința unor crescători de a avea câini românești cu osatură groasă. Este în regulă. Dar osatura groasă nu înseamnă că trebuie să avem osatură de caucazian. Atunci când prindem piciorul unui caucazian, trebuie să simțim un rotund, un cerc. Atunci când prindem piciorul unui corb, trebuie să simțim un oval. Sunt două lucruri total diferite. Osatura la caucazian, scheletul la caucazian este un schelet tipic molosului, pe când la corb este un schelet tipic unui câine care se află la granița foarte fină dintre câine lupoid și câine molosoid. Adică un câine tip montan. Jaretul unui corb niciodată nu va fi la fel cu jaretul unui caucazian. Jaretul unui caucazian care este foarte gros, foarte puternic, jaretul unui corb care este clar, se vede o diferență între membrele anterioare și membrele posterioare. Repet, pot să înțeleg dorința unor crescători de a avea câini cu osatură cât mai puternică, asta este o cățeală cu osatură cât se poate de bună, dar asta nu înseamnă că va avea grosimea osului la fel ca la un caucazian. Nici nu trebuie, nu vrem, nu trebuie să ne dorim. Nu trebuie să fie așa. Metisarea dintre cele două rase, tocmai printre altele, tocmai asta, la asta duce. O osatură mult mai, un schelet mult mai încărcat, o osatură mult mai groasă, o altă secțiune a osului, un alt tip de jaret. Iarăși o chestiune foarte importantă pe care eu o spun întotdeauna. Prin anumite federații, le spunem așa, sunt unii care spun, domnule, pinte nu este un defect, trebuie tăiat pentru că se lovește câinele, îl taie în zăpadă, îi produce rând și așa mai departe. La Ciobănescul Românesc Corb, pintenul este o dovadă de puritate a rasei. Și dacă pintenul e dublu, cu atât mai bine. Da? Deci, pintenul, repet, nu este un defect, nu tăiem pintenul. Nu vă faceți griji că nu-l rupe câinele nici în zăpadă, nici în nori, nici în nimic. Pintenul este o dovadă în plus de puritatea rasei. Și repet, dacă e dublu, cu atât mai bine. Ceea ce nu o să vedem la caucazien, pinten dubli. Poate cine știe cum, întâmplător, la vreun cuib, mai apară din când în când. Dar nu cred că coincidența atât de mare cum apare la corb. De asta o să auziți foarte des, la mine și la colegul meu Cosmin, că vorbim foarte mult de jareți.
Ne uităm foarte mult în zona aia pentru, deoarece câinele românesc, nu corbul neapărat în particular, ciobănescul românesc în general, nu a dezvoltat niciodată acei jareți, dacă vreți, foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți crescători, poate de animale, acei jareți ca de vițel. Dacă nu există, ciobănescul românesc nu are jareții care are un caucazian sau un San Bernard, niciodată. Niciodată. La noi, la toate animalele noastre, fac o paranteză, la toate animalele noastre domestice care s-au format în mod natural în România, picioarele, osatura picioarelor diferă de a animalelor care au fost formate prin alte țări. Vă dau un exemplu. Caii noștri de munte, huțulul, au un anumit tip de picior, un anumit tip de copită, spre deosebire de calul Vladimir din Rusia sau de calul Percheron din Franța. Vacile noastre de munte au o anumită grosime a osaturii mult mai mică comparativ cu o Simmental, cu o Angus sau cu o Hereford. Oile noastre țurcane au un os mult mai subțire comparativ cu un Texel, spre exemplu, sau cu un Suffolk. Și ne arată corbul că are temperament și el. Bun. La fel se întâmplă și la câini. Nu avem animale cu osaturi extrem în comun, extrem de groase, pentru că asta ar însemna kilograme în plus. Cantitate în plus pe care câinele trebuie să o care după el pe un teren foarte accidentat. Și din punct de vedere resurse, calorii, mai multă hrană pentru un surplus de osatură și de masă. Și pentru a crește la nivelul respectiv. Pentru creșterea respectivă, pentru întreținerea masei osoase și musculare și așa mai departe. Deci la noi câinele, bineînțeles că a servit în primul rând, a trebuit să fie funcțional și abia în al doilea rând să fie frumos. Din punct de vedere comportamental, mai putem face niște diferențe. Avem ciobănescul caucazian care este considerat, nu doar că este considerat, este considerat pe bună dreptate numărul 1 la pază și protecție, ca și reprezentând un câine cu care nu trebuie să lucri, nu trebuie dresat, doar să te bazezi pe instinctul lui nativ, natural, și să facă pază foarte, foarte bine. Același lucru putem spune și despre ciobăneștii românești, în mod evident. Doar că ciobănescul caucazian a beneficiat și de o selecție modernă, o selecție mai concentrată, dacă vreți, și mai îndelungată. Da? Astfel încât el a devenit dintr-un câine pur, 100% de apărare, el este undeva la granița între un câine de apărare și un câine de atac. Iar lucrurile, în cazul unui ciobănesc românesc, și o să vă explice colegul meu, nu trebuie să stea așa. Trebuie să fie un câine doar de apărare. Aici avem undeva o graniță între câine de apărare și câine de atac. De ce? Pentru că așa a fost selecția în canisa Steaua Roșie. Așa s-a vrut. Pe când aici? Aici era altceva. Dacă Steaua Roșie avea nevoie în gulaguri de un câine care doar atunci când prinde un deținut, un prizonier de război evadat, eventual să-l omoare, dacă nu să-l bage în spital cu siguranță, ciobanul român n-a avut nevoie de așa ceva. Pentru că noi, pe lângă faptul că se putea întâlni cu turiști, se putea întâlni cu oameni care mergeau în pădure la cules de fructe de pădure, la cules de ciuperci. Nu aveam nevoie să-i bage în spital, să ne gândim la transumanța pe care o făceau ciobanii români, care plecau din diverse zone ale țării și traversau granița și mergeau în atâtea zone, în conjurul Mării Negre, în Crimea și așa mai departe. Ăsta este un câine care, în momentul în care ne-am oprit aici, dacă bune ar fi fost cu o turmă de oi și aici în nopta oile se culcau, câinele ăsta se schimba cu totul după câteva minute în care stea lângă oi, se schimba cu totul temperamentul lui. Luam pas de teritoriul ăsta și nimeni nu mai avea voie să intre. Dar dacă noi plecam împreună cu oile spre centrul comunei, câinele ăsta trebuia să parcurgă pe lângă oi toată distanța fără să atace pe nimeni. Deci își vedea treaba lui, nu ataca nici alți câini, nu ataca nici oameni străini, pe nimeni. În schimb, ăsta este un câine care trebuie să facă cu totul și cu tot alt serviciu. De aceea subliniez încă o dată. Metisarea pe care o faceți între acești doi câini vă creează probleme. În primul rând vouă, mai ales acum cu legislația asta foarte aspră. De ce? Pentru că ciobănescul românesc ăla pe care îi spuneți voi corb, adică un semi-caucazian negru, împrumută pe lângă osatura foarte groasă, pe lângă capul foarte lat al acestui câine și temperamentul lui. Caucazianul transmite foarte, foarte bine, nu doar caracteristicile fizice, transmite și caracteristicile comportamentale. Și atunci ne trezim cu niște câini care în loc să facă transumanță liniștiți pe lângă turmă, se comportă așa cum se comportă normal un caucazian. Adică văd un om, îl identifică ca fiind un dușman și îl pun jos. În mintea lui nu face nimic greșit. Pentru că el a moștenit temperamentul caucazianului. Știe că trebuie să facă pază oriunde, oricând. Ăsta știe că trebuie să facă pază atunci când trebuie. Nu oriunde, oricând. Fiindcă sunt doi câini diferiți.
Așa cum spunea Florin, ăsta este un câine care se apropie de câinele de atac, ăsta este un câine care face pază și hărțuiește. Când vă întâlniți pe munte, la o stână, cu niște, care avem în România ciobani care folosesc la stână caucazien sau metise caucazian. Când v-ați întâlnit cu aia pe munte, aveți o problemă. Câinii vin la voi ca să vă pună jos. Când v-ați întâlnit la o stână cu o haită de corbi autentici, câinii vor să vă înconjoare, vor să vă oprească acolo unde sunteți și să nu vă permită să vă apropiați de voi. Nu vor să vă omoare. De aceea trebuie să păstrăm astfel fiecare. Iubiți câinii mari și caucazieni, creșteți caucazieni la voi. Și vă asumați treaba asta. Iubiți rasele românești, nu metisați. Dacă vreți să-i faceți puțin mai groși, faceți selecție în sensul, dar nu-i metisați. Îi lăsați așa cum sunt ei, fizic și temperamental. Sigur că la origine și caucazienii din zonele originale de acolo, din Caucazian, din munții Caucaz, se comportau aproximativ la fel. Dacă vorbim de nagazii, vorbim de tușetii, de tot felul de varietăți, de rase, de zeci, de subtipuri de rase, care au ajuns, deci acele rase care au ajuns în... prin intermediul canisei Steaua Roșie au ajuns în caucazianul modern, plus, bineînțeles, o grămadă de alte rase vestice, de moloși vestici, da? Acei câini se comportau aproximativ ca și cioboneștii noștri. Dar lucrurile au mers în alte direcții. Din 1950 până în prezent au mers în alte direcții la ciobănescul caucazian, l-au transformat într-un paznic de perimetru și nu într-un ciobănesc al întinderilor largi, așa cum este ciobănescul românesc, de aici și diferența lor comportamentală. Ăstuia i-au făcut o reconversie profesională. Aveau nevoie de o armă vie și au făcut-o. Au luat un nagazi și l-au transformat într-o canisă atât de mare încât nu se mai poate multiplica în lume. Nu mai poate exista o altă roșie. De aceea îl păstrăm așa cum este el ca ocazian. Da, iar l-au ajutat cu puțin San Bernard, puțin Terranova. Ei au avut un program acolo, așa cum spui și tu la început. Program. Nu poți face, sigur că da, ameliorare fără metisare. Ei au făcut-o, dar nu au făcut o metisare puternică, nu au schimbat, au păstrat și mare parte din câinele original, l-au păstrat, dar au folosit evident multe rase. Pe când noi, în cazul cioboneștilor românești, nu vrem să facem lucrul ăsta, vrem să fim, să-i păstrăm așa cum au fost ei de secole, nu vrem să transformăm din corb. Bineînțeles că putem face același lucru, deci corbul poate păți exact același lucru ce a pățit acest câine. Îl ajutăm cu caucazian, îl ajutăm cu Terranova, îl ajutăm cu San Bernard, da? Ce e negru, mergem în selecție în continuare și l-am făcut identic cu ăsta, doar că pe negru. În câteva generații avem frumoasă ringul de corp caucazianul negru, cu același temperament și cu același fizic. Vedem de altfel, noi astăzi am și avut în cadrul expoziției niște caucazieni care erau aproape avem mereu și care evident au fost calificați. Ei greșiseră ringul. Au intrat la ciobănesc-românesc corp, dar trebuiau să intre în alt ring și atunci au fost invitați să părăsească ring. Mulțumim pentru interesul dumneavoastră. Putem organiza niște competiții kinologice foarte reușite, cu un număr mare de câini, datorită interesului care vine de la dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Dar unii dintre dumneavoastră, în mod normal, și faceți, și noi vedem, eu și colegul meu vedem acest lucru, faceți astfel de metisări între un ciobănesc românesc, bine, poate să fie ciobănesc de Bucovina, poate să fie carpatin sau poate să fie corb, dar sunteți foarte tentați din cauza culorii, da? Să fie corb. Când l-ați metisat cu ciobănescul caucazian, în mintea dumneavoastră, unora dintre dumneavoastră evident, da? Lucrurile sunt foarte simple. Ziceți, puiul care are culoare de caucazian este caucazian, iar puiul care are culoarea neagră, moștenește roba corbului, e negru, este corb. E gata. Să știți că nu e chiar așa. Datorită acestor motive pe care vi le-am explicat, începând de la trufă, de la nas până la coadă, evident, cel mai mult diferă la cap, diferențelor de cap și diferențelor de membre, mai ales în zona tarsiană, în zona jareților. Foarte mult. Și aici facem o mică paranteză că am uitat, inclusiv în zona labelor, mare atenție. Da, formă, aici, sigur. Aici nu păcăliți pe nimeni. Vă nici acolo și nici la jareț, niciodată. În timp ce la caucazian, vă uitați la picioarele din față, da, și le spune, membrele anterioare, trenul anterior. În timp ce la caucazian laba este rotundă, la corb este ovală. Ca la toți românești. Nu mințiți pe nimeni. Când ați făcut metisare între caucazian și corb, la ăla negru pe care îl numiți voi corb, laba o să o vedeți rotundă. Eu știu că într-un anumit standard scrie că laba este rotundă, dar nu, atenție. Ciobănescul românesc corb autentic, ăsta, are labă ovală, nu rotundă. Da. Deci întotdeauna raportul craniu,
cranio-nazal o să diferă. O să diferă foarte mult extremitățile osoase, da? Jareții și labele. Iar deși dacă, poate pentru dumneavoastră pare că dacă e negru este corb, să știți că sunt niște diferențe din punctul meu de vedere și a colegului meu foarte mari. Evidente. Și mai e o chestiune. Bă, fraților, hai să păstrăm ce e românesc, românesc. Ne mândrim cu ce e al nostru. Să nu ne mândrim așa cu ceva... Așa cum rușii se mândresc cu ce e al lor și iată și noi ne mândrim cu ce e al lor și ăsta e adevărul. Sunt niște câini foarte frumoși, foarte spectaculoși, au prins foarte bine, nu doar în România. Au început să prindă foarte bine pe toate continentele, tot, da? În orice niște țară, și în Africa, care și în impresionează oriunde. Caucazianul impresionează oriunde. Indiferent unde a ajuns, ca și țara, e impresionat acolo. E minunat, îl iubim așa cum este el. Dar cei românesc, păstrăm românesc. Că e mai mic, că e mai nu știu cum, mai subțire, băi, românesc. Și îl păstrăm, e ca și costumul popular. Dacă avem ițari și cămașă și un chimir, da? Nu mai punem un cojoc luat din Georgia. Că nu mai e costum popular românesc. E o amestecătură. Ori atunci purtăm costum georgian cu căciula aia lor și așa mai departe, sau îmbrăcăm costumul popular românesc. Simplu. Tot așa e și la câini.